seara și bun găsit la o nouă întâlnire cu avocatul dumneavoastră. O ediție deosebită prin invitații săi și prin faptul că puteți să puneți întrebări în direct la telefon. Tema principală în această seară este acțiunea și întâmpinarea în procesul civil. Invitat în studio, domnul avocat Dan Laurențiu Stoicescu. În completarea temei, la dicționar, doamna avocat Andreea Iorgulescu ne va explica pe scurt ce înseamnă acțiunea civilă în procesul penal, iar la rubrica Info de la Bruxelles, doamna avocat Laura Ioana Stoicescu ne va da detalii despre certificatul de moștenitor în Uniunea Europeană. Nu uitați că ne puteți urmări live pe pagina de Facebook a TVR Internațional și de mâine încolo și pe YouTube. Bună seara, domnule avocat! Bună seara! Bine ați revenit! Bine v-am regăsit pe lumea asta și pe telespectatori! Vă propun o emisiune cu niște noțiuni bazice, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care vor să pornească un proces. Sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg sau nu își pot permite un avocat. Poate ar fi bine să le spunem ce înseamnă practic un proces civil și cum se pornește el. Da, ideea temei este foarte bună, pentru că până să ajungă la chestii, la noțiuni foarte tehnice, sunt niște concepte de bază pe care, dacă cineva le înțelege, își dă seama eventual dacă mai are rost sau merită să facă un proces sau nu, la ce riscuri, cu sau fără ghilimele, se expune din punct de vedere material, nervos și așa mai departe, și poate eventual să susțină mai documentat, să zic, prețios spun, spunând o discuție cu avocatul pe care dorește să-l angajeze. Deci, procesul civil este o procedură judiciară, în primul rând, trebuie să înțelegem, adică se desfășoară într-o instanță de judecată. Iar actualul cod civil, să rimei, spunem nou, că din 2013 am îmbătrânit și el, a schimbat puțin începerea unui proces, în procedura codul de aceasta. Procedură civilă. De procedură, exact. Noi continuăm să-i spunem nou cod și cel, deci codul civil a intrat în vigoare, nou cod civil în 2011, nou cod de procedură civilă în 2014, dar ce se întâmplă? Poate înainte să intrăm în temă, să dau și această explicație. Nu toată lumea este familiarizată cu succesiunea legilor în timp. Adică, codul civil, intrat în vigoare la 1864, codul CUZA, de fapt, a fost o indigenizare a codului Napoleon, 1804, care, la rândul lui, transpunea în societatea modernă principiile dreptului civil roman. Toată Europa continentală, plus Scoția, funcționează pe aceste noțiuni de bază. Deci Regatul Unit, cu excepția Scoției, este pe common law, tradiția judiciară britanică. Pe care îl găsim și în America, de și în America, exact, și în America și în Canada, cu excepția Quebecului, care funcționează pe dreptul francez. Și mai discutăm și alte state, încărcăm emisiunea cu date mai puțin utile. Deci, codul civil a intrat în vigoare în 2011, dar raporturi juridice, adică, dau un exemplu, uzucapiunea, de exemplu, adică dobândirea proprietății asupra unui imobil, teren, clădire, ce este, prin folosirea sa un timp îndelungat, un oarecare timp, această uzucapiune, dacă a început posesia terenului, persoana respectivă, înainte de 2011, se aplică vechiul cod civil. Și termene și toate aceste implicații. Sau, dacă s-a încheiat un contract oarecare, dau un exemplu ipotetic, înainte de 2011, sunt foarte multe, în acel moment, cu privire la acel act juridic, adică la acel contract, se aplică regulile vechiului cod civil. La fel și nou cod de procedură civilă, actualul cod, să zicem, dacă procesul a început, să zic, în 2013 și s-a terminat, dar mai există posibilitatea unor căi extraordinare de atac, am mai discutat în emisiune astfel de situații, se aplică tot vechiul cod de procedură deci civilă. Deci deocamdată merg împreună. Merg în paralel în funcție de data la care au început să se producă niște evenimente care sunt traduse în limbaj juridic. Deci aceasta este o introducere, să spun. Concret, cum începe acum o acțiune, o chemare în judecată? Acțiunea se numește și cerere de chemare în judecată și trebuie redactată în scris, în primul rând, și ea trebuie să cuprindă, potrivit codului de procedură civilă, și cel vechi și cel nou, nicio problemă. Paranteză, foarte multe lucruri au rămas neschimbate. Deci, principiile de bază oricum sunt aceleași. Și chiar și categorii juridice, instituții. Deci, acțiunea trebuie să cuprindă numele părților, cine este reclamant, deci cel care
cheamă pe altcineva în judecată, se numește reclamant. Cel împotriva căruia se începe procesul se numește pârât. Această denumire pot părea arhaice, dar sunt în tradiția juridică, nu numai sunt română. Sunt foarte clare până la urmă, deci da, să ne exact, complicăm da, cu termeni complicați. Da, exact. Sunt clare fiindcă sunt moștenite, când societatea era mai puțin complicată. Există, deci, trebuie trecut reclamantul, adresă exactă, astăzi și CNP-ul, pârâtul, adresă exactă, tot așa CNP-ul, dacă l-are reclamantul, fiindcă reclamantul s-ar putea să nu aibă toate datele acestea. Pârâtului. Exact, dar trebuie să indice un domiciliu, o adresă la care să fie citat pârâtul, pentru că dacă nu este citat, procesul se blochează. Și mai încă o subliniere sau da, chiar o subliniere. Foarte multă lume, în momentul în care începe un proces civil, are impresia că dacă este început, scuze, este pe postură de pârât, în postură de pârât, are impresia că dacă nu se prezintă la proces, acel proces nu se desfășoară, nu are loc, este total eronat. Atâta vreme cât se face dovada că a fost citat pârâtul... Cum se face dovada, era întrebarea mea, da. Citării, pentru că știu că și acum, ca și înainte, se lasă la cutia poștală fără să exact. Semnătură de primire. Se ia, nu, deci nu se face prin scrisoare recomandată. Agentul procedural, de fapt, este poștașul și poștașul are un formular, un proces verbal pe care îl completează că la data D s-a prezentat în strada D, numărul etc. A găsit, n-a găsit, sunt niște rubrici care se încercuiesc una din ele cu pixul pe formularul respectiv, a găsit pe destinatar, a găsit soțul, soția și așa mai departe sau n-a găsit pe nimeni și atunci a procedat la afișare. Adică lasă plicul... Undeva la scara blocului, exact. Da, unde poate să le ia oricine. Aceasta este situația. De adevărat că pe plic scrie pentru justiția semna prioritate. Dar este, de fapt, bănuiesc eu, la momentul la care s-a redactat actualul cod de procedură civilă, s-a gândit că vor exista fonduri suficiente ca să se trimită cu scrisoare recomandată, ceea ce nu este cazul. Ne fiind nici prevăzut în lege? Nu este prevăzut în lege, că în lege a rămas însă această sintagmă pentru justiția semna cu prioritate, care, după părerea mea, este total lipsă de eficiență. Nu înseamnă absolut nimic. Exact. N-are niciun efect. Da, niciun fel de obligație. Deci trebuie citat pârâtul. Mai departe, în acțiune trebuie să fie trecut ce vrea reclamantul pe românește. Deci să se descrie pe scurt situația de fapt care l-a determinat să ajungă în instanța de judecată, pe ce probe înțelege să se bazeze declarațiile martor. Trebuie să enumere și probele. Trebuie, da, sigur că da. Și atenție, în ceea ce privește declarațiile de martor, martorii pe care vrea să-i aducă în sprijinul acțiunii, trebuie indicați, aceasta este noua prevedere și actualul cod de procedură civilă, trebuie indicați nominal martorii cu adresă, nume, pentru că nu mai pot să cere înlocuirea martorilor decât în situații excepționale, respectiv deces. Fiindcă dacă boală, probabil, gravă. Da, foarte grav, imposibilitatea de prezentare, fiindcă dacă martorul este, de exemplu, în executarea unei pedepse privative de libertate, nu este nicio problemă. Îl aduce garda penitenciarului și depune că martor. Deci, atenție la acest lucru, că nu poți să spui că te-ai răzgândit. Nu. Și momentul în care se discută probele, anticipezi puțin, dar e util, trebuie să te gândești la ce îți folosește acel martor. Că te întreabă exact, judecătorul te întreabă pe limba de specialitate care este teza probatorie. Ce trebuie să vrei să demonstrezi? Că nu are niciun sens să asculți pe cineva ca martor ca să rețină timpul instanței și al sălii cu lucruri care nu interesează în proces. Deci trebuie trecute probatoriile, trebuie dacă se face referire la niște acte înscrisuri în limbajul procedural care sunt anexate, care sunt folosite în dovedirea pretențiilor, să spun, adică a celor arătate în acțiune, trebuie depuse în copii certificate, se pune o parafă sau pur și simplu se scrie de mână conform cu originalul, fie de reclamant în situația noastră, fie de avocat și aceste înscrisuri, ca și acțiunea, trebuie depuse, atenție, în atâtea exemplare câte părți
potrivnice sunt, adică dacă este un singur pârât, se depune în două exemplare, unul pentru instanță, unul pentru pârât, dacă sunt mai mulți și așa mai departe. Dacă sunt pârâți, să zic, foarte mulți dau același interes în procese, unul singur, un exemplar este suficient. Același lucru este valabil și pentru anexe și acestea trebuie depuse în același număr de exemplare pentru a fi comunicate părții adverse ca să-și poată formula apărările. Să repetăm, totul în copie. Totul în copie, dar atenție, trebuie avut în vedere că la un moment dat este posibil ca un judecător mai riguros sau care are dubii exact, să ceară să-i se aducă în instanță originalul sau să probeze, să compare, să vadă dacă este adevărat sau este real cuprinsul înscrisului. Și, de asemenea, trebuie trecut în acțiune și întemeierea în drept, adică textele de lege pe care se bazează reclamantul, pe care își întemeiază cererea de chemare în judecată. Atât procedural, adică articole din codul de procedură civilă care arată ce trebuie să cuprindă acțiunea și cum se alcătuiește acesta, cât și ca drept material, adică, de exemplu, codul civil sau alte legi care se referă la niște raporturi juridice. Revenim la acest punct după ce răspundem primei telespectatoare care ne-a sunat. Doamna Victoria Ghețea ne sună din Canada. Bună seara, doamnă! Bună seara! Bună seara! Dan, vreau să-i pun o întrebare lui domnul avocat. Sunt plecată aproape de 11 ani în Canada. În România mă întorc numai pentru o lună, două, iar la apartamentul care l-am, cel care e administrator, în fiecare lună el își pune salariu. A zis că l-am întrebat ce este și a zis pentru administrație. Eu nu știu ce face el administrație. Eu sunt plecată, v-am zis, mă întorc la câte 3-4 ani înapoi, dar apoi mi se strâng bani acolo că el zice că sunt datoare să plătesc. Da, am înțeles și sigur. Și de-aia v-am cu siguranță domnul avocat vă va lămuri. Există această funcție, administrator. Evident. Cineva este angajat și are un salariu. Da. Telespectatoarea noastră se află în situația în care se află și alte persoane care, mai ales în actuala perioadă, care sunt proprietarii unor locuințe pe care nu le folosesc. Exact. Da, dar trebuie avut în vedere faptul că funcția de administrator nu se referă la un apartament sau altul. E o clădire cu mai multe apartamente, blocurile, sau chiar dacă îți nu contează. Ci este vorba de administrarea, îngrijirea clădirii, adică din punct de vedere al spațiilor comune, al furnizărilor de utilități și așa mai departe. Ori, această situație este reglementată prin legea asociațiilor de proprietari, care, zic eu, că este logic întocmită și fundamentată referindu-se la cheltuielile pe care trebuie, regia pe care trebuie să o suporte fiecare proprietar, membru al asociației sau chiar nemembru, tot aia e o chestiune mai mult formală. Ori, nu trebuie să, sunt cheltuieli care sunt, trebuie plătite, categorii de cheltuieli, chiar și atunci când locuința nu este folosită. Între acestea se află și indemnizați partea, contribuția la indemnizația administratorului. Pentru că acest om este angajat, practic, este angajat să se ocupe de plata facturilor, exact, de gunoi, de exact, lucruri de genul ăsta, prozaice, dar necesare. Și atunci este am mai văzut și în practica mea o metodă absolut greșită. Chiar dacă răspunsul nu este cel dorit, bănuiesc, dar asta este realitatea legală și faptică, respectiv persoane care sunt proprietari, nu locuiesc în apartament și sunt trecute ca nefiind datoare niciun leu la întreținere, ceea ce nu este corect. Nu, pentru că beneficiază. Spațiile comune oricum beneficiază, fiindcă acea clădire în continuare este menținută în stare de funcționare, de utilizare. De cine? De către administrator, comitet, de locatari, etc. Sunt de acord cu dumneavoastră, da, dar vreau să... Vă rog, vă ascultăm. Vă rog. Deci eu am două balcoane care vecinul de deasupra le-a distrus, pur și simplu. M-am dus de atâtea ori la administrator, a zis nu, că e proprietate și eu n-am niciun drept. Deci oricum eu am centrală, am oprit curentul, apa, tot. Deci nu, afară de singurul lucru care nu mă pune, să plătesc curentul pe scară.
Și nici căldura, dacă aveți centrală proprie, bănuiesc că nici gazele nu le plătiți. Nu, nu, toată lumea are centrale. Deci plătiți doar utilizarea spațiilor comune și o parte din salariul acestui om care administrează totul. Da, exact, exact. Asta e toată treaba, salariul lui în fiecare lună. Da, treaba e că, v-am zis, deci balcoanele sunt distruse. A zis că nu, că este proprietate. Da. Mă rog, cam asta e. Am înțeles. De fapt, asta e o a doua întrebare care practic e în tema misiunii. Exact. Și se leagă de relația cu vecinul. Da. Este relația între telespectatoarea noastră și vecinul de deasupra. Administratorul are perfectă dreptate. Nu se poate interpune să-l oblige să plătească eventual despăgubiri. Cine poate și trebuie să acționeze este telespectatoarea noastră, care îl poate chema în judecată cerând despăgubiri pentru acest prejudiciu. Administratorul a procedat, încă o dată zic, corect față de faptul că a limitat la ceea ce legea îl obligă să perceapă de la fiecare proprietar. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Cu mult drag, îmi pare rău că nu este răspunsul pe care l-așteptați, dar trebuie să știți exact care e situația. O seară frumoasă, mulțumim pentru telefon. Vă anunț că vă așteptăm în continuare telefoanele și continui cu ideea de la care ajunsese. Spuneați că trebuie să pui acolo temeiul, să specifici temeiul în drept, legal. Și procedural și drept material. Acest lucru presupune să ai oarece cunoștințe de drept sau deja să aici, te informezi, e complicat. Da, deja, acum, chiar dacă se încearcă, să zic, o popularizare a justiției, inclusiv de la nivel european, lucrurile sunt foarte complicate. Și un soi de educație juridică necesară. În afară, da, în afară de acest lucru. Sunt lucruri atât de tehnice încât oricât ar încerca un neprofesionist să le folosească la nivelul care este cerut în instanțe, este imposibil. Acum, fiecare meserie cu exact, utilitatea nicio problemă. Ei, da. Adică am asistat la situații de genul în care partea nu era asistată de avocat și judecătorul i-a pus corect întrebarea la care îl obliga codul de procedură civilă, care sunt excepțiile, un exemplu, de ordine publică pe care înțelege să le ridice părâtul, de exemplu. Liniște. Complicat. Evident. Deci, apropo de această motivare în drept, foarte mare atenție, pentru că dacă este greșit formulat, dacă este greșită citarea textelor de lege incidente, deci aplicabile în cazul respectiv, există riscul respingerii acțiunii, chiar dacă pe fond, pe situație de fapt, are dreptate sau ai impresia tu ca magistrat că are dreptate, te oprește legea, fiindcă tu ca magistrat, ca judecător, tu faci ceea ce operezi cu ceea ce ai fost investit, adică nu ai voie nici să adaugi la ce s-a cerut, nici să nu te pronunți asupra adică ceea ce s-a cerut. Adică necunoașterea legii nu implică nevinovăția până la urmă. Da, aceasta este un principiu în dreptul penal care se aplică oriunde, nemo censetur, ignorare lege în potes, adică nimeni nu poate să invoce în apărarea sa în procesul penal, atenție, necunoașterea legii. Aici aici este de interpretarea legii. De interpretarea actului pe care îl depui acolo și, până la urmă, consecințele sunt aceleași. Deci trebuie, oricum, ideea mea este că măcar pentru redactarea acțiunii trebuie să se apeleze la un profesionist, dacă nu cumva și pentru susținere, fiindcă sunt și cauze mai simple în care poți să susții singur interesele, dar cu acest adendum că ar fi bine ca măcar acțiunea să fie redactată de un profesionist. Ca să amintiți de procesele penale, profit și introduc dicționarul, am spus că este în continuarea temei noastre. Practic, doamna avocat Andreea Iorgulescu ne va explica ce înseamnă acțiunea civilă în procesul penal, după care ne întoarcem aici și vă așteptăm în continuare întrebările. Acțiunea civilă este instrumentul juridic prin care o persoană vătămată de săvârșirea unei infracțiuni poate solicita tragerea la răspundere civilă a persoanei care a săvârșit infracțiunea respectivă. Așadar, săvârșirea unei infracțiuni poate produce și prejudicii morale sau materiale, iar persoanele vătămate de săvârșirea unei infracțiuni pot atrage răspunderea acestora civilă în cadrul unui dosar penal.
O acțiune civilă exercitată în cadrul unui dosar penal este o acțiune accesorie procesului penal, astfel încât ea poate fi exercitată atâta timp cât se poate exercita și acțiunea penală în cadrul procesului. Dacă există cauze care împiedică punerea în mișcare acțiunii penale și continuarea acesteia, acțiunea civilă automat va trebui judecată în cadrul unui proces civil separat. Acțiunea, ca și caracteristice, poate fi introdusă o cerere de constituire ca și parte civilă în cadrul unui proces penal, întrucât este absolut necesară, atât în cursul urmăririi penale, cât și în fața instanței până la începerea cercetării judecătorești. Cererea de constituire parte civilă se poate face atât în scris cât și oral. Atunci când este făcută în scris în fața organelor de urmărire penală, aceasta va fi consemnată într-un proces verbal sau în fața instanței prin încheierea instanței. Sigur, cel care face o cerere de constituire parte civilă este bine să-și indice pretențiile materiale, cât și probele pe care se sprijină, astfel încât organele de urmărire penală să poată administra probatoriu în conform celor indicate de către partea civilă. Spun asta pentru că, deși este o acțiune exercitată în cadrul unui proces penal, ea se judecă și se administrează un probatoriu conform legii civile. Ca și condiții pentru introducerea unei acțiuni civile, este important ca prejudiciul să nu fi fost reparat, să există o legătură de cauzalitate între săvârșirea infracțiunii și prejudiciul produs. Prejudiciul trebuie să fie cert să nu fi fost reparat, să existe cererea de constituire parte civilă și să nu depășească durata rezonabilă a procesului penal. Chiar dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții și partea uită sau nu îndeplinește condițiile pentru constituire, acesta se poate adresa și instanței civile în termenul general de prescripție, astfel încât nu este decăzut și are încă posibilitatea să-și recupereze eventualul prejudiciu. Ce este bine de știut este că, odată introdusă această acțiune civilă derivată dintr-o infracțiune, ea este scutită de taxă de timbru, ceea ce este foarte important, că este mult mai ușor accesibil a fi introdusă și cercetată, precum judecată, de către organele penale. Am revenit în studio, vă așteptăm întrebările la numerele de telefon afișate pe ecran. Mai am o întrebare de pus în ceea ce privește reclamantul și ceea ce are el de făcut. Da. Ce taxe se plătesc în această fază de depunere a acțiunii? Atenție! Trebuie să intru puțin în materie procedurală pentru a înțelege telespectatorii că chiar și într-un proces civil există două etape în acest moment. Înainte nu era o etapă nepublică. Vreau să revenim, că aici e diferența între ceea ce a adus nou acest cod. Exact. După părerea mea, a adus în rău, dar asta este altceva. Așa, dura lex et lex. Există ceea ce se numește procedura de regularizare, adică verificarea îndeplinirii condițiilor depunerii formulării, depunerii unei acțiuni civile, care se desfășoară, nu se desfășoară în ședință publică. Cum era înainte. Cum era înainte, exact. Și era foarte bine, pentru că se scurta durata proceselor, deoarece părțile își expuneau în contradictoriu punctele de vedere. Acum se pretinde că s-a scurtat, dar în realitate s-a lungit nepermis de mult durata proceselor civile. Asta este. Și s-a și complicat un pic, pentru că poți să ai surpriza să nu-ți fie admisă. S-a complicat. Acțiunea. Aici discuția este, poate să ducă, să facă obiectul unui serial juridic, dar nu e cazul. Deci, revenind la ceea ce ne interesează, trebuie ca, în cazul în care se depune acțiunea, judecătorul verifică dacă sunt îndeplinite condițiile cerute de lege, dacă nu, instanța face o corespondență către reclamant în care îi pune în vedere o serie de lucruri, fie să depună înscrisurile la care se referă, fie să depună acțiunea atât de exemplare câte, cum am explicat mai devreme, și în cazul în care, apropo de întrebarea dumneavoastră, în cazul în care este vorba de acțiuni, cereri în justiție care sunt taxabile, adică pentru care se plătește o taxă de timbru, se achite acea taxă de timbru, deoarece în cazul în care
nu achită taxa de timbru, acțiunea este anulată, cererea de chemare în judecată este anulată. Și trebuie, practic, luată de la capăt întreaga procedură, depusă de nou acțiunea. Deci, odată cu acțiunea, trebuie depusă și dovada plății acestei taxe. Nu neapărat. Atenție. Fiindcă pot exista puncte de vedere diferite cu privire la calculul taxelor de timbru. De ce? Există trei categorii de acțiuni. Din punctul acesta de vedere privite, acțiuni care nu sunt supuse taxei de timbru și atunci nu e nicio problemă, adică, de exemplu, acțiunea care are ca obiect obligarea părâtului la pensie, plata unei pensii de întreținere, sau acțiuni care, apropo de ce spunea mai devreme colega, dar, tot apropo de procese penale, dar este alt gen de cerere de chemare în judecată, acțiunile care și-au izvor într-un proces penal. Adică cineva, să zicem, a fost achitat într-un proces penal. Sau, mai simplu, a fost condamnat, dar reclamantul și persoană vătămată, apropo de materialul anterior, nu a neglijat sau n-a dorit să se constituie parte civilă. Și atunci poate să-l cheme în judecată pe fostul inculpat, eventual condamnat, pentru ca să fie obligat la despăgubiri. În această situație nu trebuie să plătească niciun leu taxă de timbru. Legea scutește expres pentru că dacă reclamantul ar fi fost mai diligent, mai atent cu propriile interese, putea să ceară această despăgubire în procesul penal, nu trebuie să plătească pentru acțiunea civilă. Deci aceasta este o primă categorie. A doua categorie sunt acțiunile care sunt supuse taxe de timbru care este fix. Aici, dacă se consultă legea în materie, care este ordonanța de urgență a Guvernului 80/2013, completată și modificată, care se referă la taxele judiciare de timbru, e foarte ușor de văzut dacă 50, 20, etc. sunt foarte multe acolo. Și aici chiar sfatul meu profesional este să se depună taxa judiciară de timbru, pentru că se scurtează din procedură și așa durează mult procesele. Există însă a treia categorie care... Da. Avem un telespectator și revenim la a treia categorie. Domnul Dumitru Moiș, bună seara! Bună seara, domnule! Sunteți în direct. De unde ne sunați? Da. Vă sunt din Franța. Vă ascultăm. Care e întrebarea dumneavoastră? Am o întrebare. De exemplu, eu am niște terenuri în România. Da. Deci nu-s trecute la apia. Eu le îngrijez, le întrețin. Și am niște vecini cu niște animale de astea domestice, cum le spunem noi, și cam mi le pășunează tot timpul. Că sprune, că mere, că orice. A fost la poliție, comuna certeze. O zis că nu-i treaba lor, că să stau să-mi grijesc pământul. Am zis, îi dau un tribunal, m-am dus la tribunal, o zis, că nu-i treaba lor de asta, că-i treaba mea să îngrijesc pământul. Ce să fac? Să stau pază lângă pământ? Nu. Nu, cu siguranță nu, domnule avocat. Întrebarea mea este următoarea. Dacă telespectatorul nostru s-a dus doar să se informe, dacă doar v-ați dus să vă informați la instanță... Doar ați întrebat la tribunal sau doar ați făcut ceva? Ce ați făcut? Am fost și m-am întrebat, au zis că ei n-au ce face, că ei au atâtea dosare de astea și sătui de astea. Despre asta vorbim în această emisiune. Deci o simplă întrebare nu rezolvă. Ce ar trebui să facă? O acțiune în instanță? Deci asta vreau să văd. Ce trebuie să fac? Exact. Da, o acțiune în instanță pentru că... Aici este vorba de o acțiune în pretenții, odată, adică să-și evalueze pagubele pe care le provoacă animalele vecinului și să ceară obligarea vecinului care va deveni părât, apropo de discuția noastră, la acoperirea acestor daune. În paranteză fie zis, și în practica mea profesională am avut astfel de cauze și în final este obligat proprietarul animalelor să despăgubească. Sigur că da. Exact. Unu, doi... Unde să mă adresez? La primărie ori la tribunal? Nu, cu siguranță la tribunal și de la începutul emisiunii tot asta am vorbit despre acțiune, dar domnul avocat o să încerce acum să facă un rezumat. Da, în primul rând trebuie să se adreseze telespectatorul nostru la... Depinde cuantum. Bănuiesc că e de competența judecătoriei și nu la tribunal. Tribunal în genul generic, generic de pe instanță. Da, exact. Da. Dar competentă este judecătoria
în raza căreia se află cele două persoane, adică terenul, mai bine zis, și domiciliul părâtului. Că de obicei competența teritorială aparține instanței la domiciliul părâtului, pentru că acesta să aibă posibilitatea să ia cunoștință de proces, să se apere, etc. Deci trebuie să meargă acolo, să vadă ce pagubă i s-a adus, să ceară obligarea părâtul XY, am arătat, trebuie să-l identifice pe acesta, să dea o adresă unde să fie citat părâtul, să-i comunice acțiunea împreună cu actele doveditoare, să se gândească la doi martori care să confirme ceea ce susține în acțiune, eventual poate în cadrul probei cu înscrisuri, care este clasică în procesele civile. Înainte spunea proba cu acte, evident că e același lucru. Poate să facă și niște planșe foto care sunt foarte utile. În ziua de astăzi se poate face și un DVD să se filmeze ce se întâmplă și deci aceasta din punct de vedere al acțiunii, să plătească taxa de timbru, ajung imediat la explicații, fiindcă practic acolo eram cu taxele judiciare de timbru și eventual să ceară și poate să formuleze și o plângere penală pentru distrugere, e mai bine să meargă pe această variantă, pentru că în cazul în care va avea câștig de cauză și nu cred că poate să piardă acest proces, sfatul cu ghilimele care i s-a dat a fost așa cum s-a exprimat cineva acolo, mai puțin academic, dar gândea că e eficient, că mai scapă de un dosar și nu-l alcătuiesc. E foarte simplu. Dar concret trebuie să angajați, cred eu, evident, un avocat care un avocat se pricepe. Dar n-ar trebui să fac la început o plângere la poliție? Nu, stimate domn, nu. Eu încerc să vă lămuresc. Deci, dacă vreți să faceți plângere la poliție, nicio problemă, dar durează foarte mult și s-ar putea să se constate, cum v-a spus poliția, că eventual nu-i vorba de o faptă penală și este vorba de un delict civil, cum se numește, adică e o faptă mai puțin gravă, dar care totuși care a provocat o pagubă și s-a încălcat proprietatea cuiva, adică a dumneavoastră. Ce v-a spus poliția față de ce îmi transmiteți mie, este corect. Ce v-a spus cineva de la instanță nu e corect și nici profesional. Dar se întâmplă. Se întâmplă, din păcate se întâmplă. Fiindcă este, apropo de avocat, este posibil, este absolut necesar în această speță și proba cu expertiza agricolă, care va cuantifica aceste pagube. Și atenție, poate să ceară numai pe ultimii 3 ani, fiindcă după 3 ani se prescrie. Deci sunt recoltele pe 3 ani. Eventual, da. Sunt multe detalii tehnice și foarte e greu multe să te autoreprezinți într-un astfel de proces. Nu poți să te... Nu dacă mai aveți... Vă rog. Dacă mai aveți un pic de timp. Sigur. Cu legile astea cadastrale, dacă dumneavoastră sunteți la curent cu așa ceva... Vă referiți la ce concret? Ce la cartea funciară. De primăriile, dacă eu am o anumită suprafață de teren cadastrală și nu-i înregistrată tătă de bunicul meu, de tata sau de mie, pot să mă duc la primărie să depun cerere să o înregistrez? Vă rog. Da, întrebarea e pusă greșit, dar am înțeles despre ce e vorba. Haideți să reformulăm. Pusă greșit, da. Pentru ba, cadastrare. Da. Bă, vedeți, primăria nu se ocupă cu cadastrarea, cum ziceți dumneavoastră. Nu știu, înseamnă că păi, nu suntem bine păi, informați. De aceea, lăsați-mă să vă deci traduc. Comuna, o comună din Maramureș, da, a făcut cadastru la 4 sate din comună. Bun. Vedeți, aici lucrurile sunt amestecate, dar încet încet ne conduc pe toți 3 către adevăr. În primul rând este deci vorba de... În altă parte se poate și la noi nu se poate. O secundă că vă va explica domnul avocat. Dacă vreți să pledați cu mine... Vă ascult cu toată plăcerea. Mulțumesc foarte mult. Sunteți foarte amabil. Chestiunea se pune în felul următor. Are dreptate și telespectatorul, avem și noi dreptate. Nu intră în atribuțiile primăriei întocmirea lucrărilor de evidență cadastrală. 1. 2. Pentru a rezolva această chestiune, trebuie să se adreseze oficiului de cadastru și publicitate imobiliară competent teritorial, mai bine zis biroului BCPI, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, din care are arondat această dar comună. Dar a existat un program. Dar, exact, ce a existat și există un program care încă funcționează exact, cu fonduri europene, exact, care nu numai în Maramureș, vă dau exemplu, și în Argeș și în oriunde, da, așa, în care aceste evidențe cadastrale au fost și sunt întocmite gratuit. Ceea ce spune telespectatorul este doar ca să ceară primăriei ca să acceseze acest program, nu ca să facă primăria înregistrările. Dacă primăria nu a
accesat, atunci e obligația domniei sale să da, facă acest lucru. Dar depinde... Aproape toate primăriile. Aproape toată lumea a accesat, deci nu ni se pare puțin ciudat. Sau e posibil, e posibil. Nu am cum să-l contrazic sau de ce. Deci așa se rezolvă, fiindcă există oricum fiind vorba de Maramureș, e acolo cartea funciară are o veche tradiție, nu ca un vechi regat, cum se spune. Și atunci există evidențele cadastrale și dinainte de război și așa mai departe, iar modificarea cărții funciare se poate face pe baza actelor de proprietate. Fiindcă altfel, registratorul, cum se numește cadastral, nu are de unde să tragă concluzia că cineva este proprietarul unui teren. Deci se poate rezolva. Sfatul meu este, sunt două lucruri diferite. În ceea ce privește viitorul litigiu, eu văd un litigiu aici de natură civilă. Rezolvabil. Rezolvabil cu cele trei faze, fond, apel, recurs, în sfârșit, și cu probe și cu plata taxei, imediat ajung și la taxe. Ne întoarcem, de fapt, în discuție. Iar în ceea ce privește cadastrul, să vadă care este situația accesării acestor fonduri. Eu i-aș da o indicație, să zic, o idee, să se adreseze întâi prefecturii mari, instituției prefectului județului Maramureș, ca să vadă ce se întâmplă acolo, în comuna X, de ce nu s-au accesat aceste fonduri. Sunt în derulare încă. Eu știu că sunt. Deci a început cu niște ani în urmă. Exact. Dar nu s-au terminat. Păi nu s-au terminat. Nici o unitate administrativ teritorială, practic, însemnată, nu s-au terminat, tocmai din cauza că erau foarte multe proprietăți de intabulat. Exact. Și deci se poate rezolva acest lucru. Mulțumim pentru telefon, sănătate și... Bun, vă mulțumim și eu pentru informații și vă urez un succes mult și vă mulțumesc foarte frumos. Mulțumim. Și noi sănătate multă. Îmi pare bine că v-am avut în direct. Eu am foarte multe terenuri și știu că alții au întăbulat lângă mine și pe mine nu m-au ascultat. Se rezolvă. Mulțumim foarte mult pentru telefon, sănătate multă. Revenim la a treia categorie. Da, practic în completarea răspunsului telespectatorului nostru. A treia categorie, exemplu pe care l-am primit telefonic și care a fost spontan, nu a fost dirijată întrebarea, nici vorbă. Dar ne ajută, telespectatorii noștri sunt atenți. Sunt foarte atenți, exact, la teme. E vorba de cereri evaluabile în bani. Pretențiile domniei sale se vor cuantifica într-o sumă X lei. Eu opinez, profesional vorbind, că este bine să nu se plătească din start taxa judiciară de timbru, pentru că ea se va calcula finalmente de către judecătorul cauzei, care va trimite către reclamant suma pe care trebuie să o plătească. Și de ce spun că nu este cazul? Nu se lungește foarte mult procesul, pentru că există, potrivit legii, posibilitatea, tocmai din cauza că există eventual erori de calcul, de interpretare a naturii litigiului, nu pot să intru în această discuție, devine foarte tehnică. Tehnic, exact. Și se constată că de fapt s-a greșit. Sau eu ca reclamant constat că s-a greșit de către judecător. Și atunci, în termen de 5 zile de când primesc comunicarea, pot să contest, fac ceea ce se numește o cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru. Dosarul pleacă de la judecătorul la care se va întoarce finalmente, care va judeca procesul, se duce la un alt complet de judecată care recalculează taxa. Și vreau să vă spun și dumneavoastră și telespectatorilor că am avut suficient de multe dosare, cauze în care s-a constatat că se greșise calculul taxei, dar de fiecare dată era mai mare decât cea datorată. Și atunci n-are rost. Am înțeles. Mai avem un telefon de la domnul Nicușor Covaciu din Franța. Bună seara, domnule! Bună seara, doamna! Sunteți domnule. În direct, vă ascultăm. Bună seara! Aș avea o rugăminte la dumneavoastră, dacă se poate. Vă rog! În 2019, vă spun acum de la început, în 2019 am făcut infracțiuni în România de ultraj cu poliție. Și în 2021 am fost condamnat la 3 ani cu suspendare și 4 ani cu aprobațiune. Și a doua la apel, m-a făcut un procuror, s-a fost mulțumit de pe ceapta care m-a dat cu 3 ani cu executare. Și eu sunt la muncă aici în Franța. Ce drept mai am eu, domnul avocat, dacă s-ar putea să dați? În ce sens ce drept mai aveți?
Păi, am fost arestat în 2019 pentru 3 luni și m-a băgat pe 7 luni asta pe control judiciar. Și acum sunt în muncă, am copii aici, dar nu mă feresc de detenție, dar să văd dacă am dreptul să fac aici în Franța. Să fac detenție. A, să contestați? Nu, să execute pedeapsa în Franța. Să executați pedeapsa în Franța? La asta vă referiți? Da. Domnule avocat? În păcate, răspunsul e negativ, cel puțin la prima vedere. În primul rând, din pedeapsa privativă de libertate cu executare în penitenciar, pe limba tehnică, se va deduce, deci se scade durata arestului zilele preventiv, evident, deja. Sigur că da. În al doilea rând, chiar dacă i s-a aplicat o pedeapsă de 3 ani cu executare față de încadrarea juridică de ultraj și bănuiesc că pe aliniatul 2, adică varianta agravată, cu violență. Poate greșesc. N-am dosar în față. Nu a avut antecedente penale, fiindcă altfel cuantum ar fi fost mai mare, și atunci nu va executa decât cam 2 ani în toată pedeapsa. Asta e partea, să zic, oarecum plina paharul. În ceea ce privește însă posibilitatea executării în alt stat decât România, acest lucru nu se poate face decât în situația mandatului de arestare european, la solicitarea părții române, lucruri de acest gen care nu depind de telespectatorul nostru. Deci, deocamdată există posibilitatea foarte reală ca în cazul în care ar reveni în România să se pune în executare, să se dea putere mandatului de executare a pedepsei, adică să fie încarcerat în România. Da. Cu posibilitatea eliberării condiționate după un oarece timp. Da, bănuiesc că nici dumneavoastră nu așteptați acest răspuns, dar trebuie să știți adevărul și ceea ce vă așteaptă, să fiți pregătiți. Mulțumim pentru telefon. Din nou ne-ați dus mai departe în emisiunea noastră, ți-a dus aminte de Europa. Urmează rubrica Info, unde doamna avocat Laura Ioana Stoicescu ne va povesti despre certificatul de moștenitor în Uniunea Europeană. Succesiunile aparțin de dreptul civil, iar în Uniunea Europeană dreptul civil nu este armonizat. Este o competență națională și de aceea încă mai există obstacole atunci când suntem în fața unor situații transfrontaliere, cum este o succesiune. Astăzi avem primul episod în care vom vorbi despre certificatul de moștenitor european. Și începem cu un exemplu, un cetățean polonez aflat în Germania cu serviciul, detașat acolo, decedează. Soția sa, care este în Polonia, dorește să obțină acces la conturile acestuia din Germania pentru a plăti utilitățile. Întrebarea este, cum poate dovedi ea că este succesorul soțului său? Există două posibilități. Prima posibilitate este cea clasică, cea prevăzută de dreptul național, respectiv ea poate obține un certificat de moștenitor național. Problema este că, după cum știm, acest certificat nu este automat recunoscut în celelalte state membre, iar pentru o recunoaștere condițională este nevoie de formalități suplimentare. Este un proces îndelungat, este un proces costisitor. Însă există o a doua opțiune care a fost creată de dreptul european, iar aceasta este certificatul de moștenitor european. El poate să fie cerut în fața autorității în fața căreia se discută, se dezbate succesiunea. Aici este vorba despre autoritățile germane. Prin autoritate înțelegem fie instanța în fața căreia se dezbate succesiunea, fie un notar care își exercită activitatea în statul membru în care se discută succesiunea, deci din nou Germania. Autoritatea, instanța sau notarul, poate refuza emiterea unui certificat pentru un număr de motive. În cazul acesta, dreptul european prevede un drept de recurs al solicitantului împotriva refuzului autorității de a emite un certificat de moștenitor european pe numele său. De asemenea, odată certificatul emis, autoritatea îl poate modifica sau îl poate chiar anula atunci când constată că realitatea nu corespunde celor declarate. Odată certificatul emis, el este valabil timp de 6 luni, ceea ce este asemănător cu dispozițiile clasice din statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, odată emis
într-un stat membru, el este recunoscut fără nicio altă formalitate în toate celelalte state membre. Este un proces foarte eficient și foarte rapid de asemenea. Certificatul de moștenitor european este emis în primul rând solicitantului, însă autoritatea poate emite copii, de exemplu, către executorul testamentar. Am revenit în studio, avem un telefon. Bună seara, domnule! Sunt română. De unde ne sunați exact? Din județul Botoșani. Vă ascultăm. Sunt moderator. Bună seara, domnule avocat. Bună seara. Domnul avocat, aș avea o întrebare. Am un frate bolnav de care pentru fratele meu. Și am probleme de sănătate și oncologice. Aș putea să iau concediu medical pentru ca să pot să-mi văd de sănătatea mea? Nu am înțeles bine. Deci sunteți însoțitor legal al fratelui cei bolnav? Cei de la primărie mi-au spus că m-au pus în situația să caut altă persoană. Și atunci, după ce găsesc altă persoană ca să mă înlocuiască, să aibă grijă de fratele meu, atunci a fost să-mi dea concediu medical. Da, tristă situație. E legea specială și e nevoie de însoțitor, fiindcă trebuie ca persoana respectivă să fie într-un anume grad de handicap, pentru ca gradul 3 de handicap, pentru ca să aibă dreptul la însoțitor. Acum, cum se aplică în concret cu privire la desemnarea însoțitorului, depinde de autoritățile locale. Da, așa cum v-au spus, probabil așa trebuie făcut. Trebuie să găsiți un locuitor. Da, deci nu sunt familiar cu materia, dar adevărul este că pentru cele mai severe grade de handicap este însoțitor. Și acel însoțitor este retribuit de stat. Aici este problema. Probabil să aibă o stare de sănătate corespunzătoare. Nu, și ca să nu fie interese contrarii, mă gândesc. Adică e și rudă, e și însoțitor. Bănuiesc că aceasta a fost rațiunea. Nu, voi au un concediu medical, că nu mai poate fi însoțitor. Concediu de la... Concediu medical, pe părerea mea, nu se va acorda concediu medical. Concediu medical se acordă în anumite... pentru propria sănătate, cum de fapt a și spus telespectatorul nostru, și mai există acel concediu de creștere copile, altceva. Deci nu. Nu. Concediu medical nu văd. Da, e complicat. Sănătate multă și dumneavoastră și fratelui și revenim la tema noastră, ne întoarcem de cealaltă parte a baricadei, de partea părâtului. Ce are de făcut părâtul? Părâtul, în primul rând, îi se va comunica acțiunea în forma și modalitățile pe care le-am arătat, adică cu anexe, și părâtul este obligat, ca într-un anume termen, să depună întâmpinare, adică poziția sa scrisă cu privire la pretențiile reclamantului. Care să conțină ce? Care să conțină la fel, datele de stare civilă ale părâtului, subsemnatul așa și așa, și răspuns la susținerile reclamantului. Acum, atenție, această întâmpinare este extrem de importantă, acest act procedural, că așa se numește și acțiunea, act procedural, e o procedură la instanță, asta e un act. Act procedural foarte important pentru că nedepunerea sa, ori de loc, ori după termen, că e tardiv în situația în care... are doar valoarea unor note scrise, deci nu are valoare de întâmpinare. Întâmpinarea îți dă ție posibilitatea părât să te aperi, să propui probe. Să devii practic parte în da, proces. Fiindcă altfel nu mai poți să propui probe. Poți să fii prezent în instanță, poți să ceri, de exemplu, respingerea acțiunii, dar nu poți să aduci nicio probă în sprijinul susținerilor tale. Deci dacă nu depui întâmpinarea, chiar dacă această întâmpinare nu cuprinde chiar tot nu se referă foarte amănunțit sau se referă foarte amănunțit, depinde de stilul fiecărui avocat de data aceasta sau persoană, iarăși zic, e nevoie de un avocat totuși, dacă nu e o cauză foarte, foarte simplă. Deci dacă această întâmpinare există, poți apoi să te miști în acel proces, adică să cer probe, martori, acte, expertize, etc. Dacă nu, singurul care va putea să ceră probe și să asculte, de exemplu, martor la cererea, instanța să asculte martor la cererea lui este reclamantul, el poate să depună acte, tu nu mai poți să faci nimic.
Deci întâmpinarea este extrem de importantă și mare grijă să fie depusă în termenul prevăzut de lege. E trecut în comunicare. Și tot așa trebuie motivat? Trebuie motivat și, trebuie... și în fapt și în drept, pentru că poți să nu motivezi sau să fie motivată mai modest, dar e bine fiindcă te ajută în continuare să susții punctul de vedere, deoarece judecătorul în momentul în care dă o soluție, care la sfârșit instanța hotărăște acel lucru, partea aceea se numește dispozitiv, în motive, care se numesc considerente, în motive face un scurt istoric al cauzei și spune ce ai cerut tu prin întâmpinare părât și pe ce te-ai bazat, fiindcă judecătorul nu este obligat să-ți citească ție intențiile peste, dincolo de ceea ce ai scris, să ghicească. Și atunci este foarte important să răspunzi atât în fapt cât și în drept. De exemplu, poți să constați că pretențiile reclamantului au fost formulate după 4 ani în loc de 3 și susții că sunt tardive. Pe limba profesională ridici excepția tardivității. E adevărat că acea excepție poate să fie ridicată și de către judecător, dar intrăm în alte discuții și n-are rost. Deci trebuie să îți faci apărările prin întâmpinare. După ce se depune întâmpinarea, cu actele adiacente, tot așa cu, în copii. La fel, da, cu numele martorilor, dacă vrei să te bazezi pe martor și trebuie să spui, așa, este comunicată reclamantului. Reclamantul, aici e un fel de dans, un cadril, așa, când primește întâmpinarea, instanța îi spune, aveți posibilitatea să depuneți răspuns la întâmpinare. Rar să depune acest răspuns la întâmpinare, din motive evidente de logică. Pentru că dacă reclamantul l-a chemat toată în judecată pe părât și părâtul zice că nu se opune la admiterea acțiunii, reclamantul n-are, poate, Dar se poate opune la admiterea acțiunii? Nu, deci reclamantul depune acțiunea. Părâtul se opune prin întâmpinare, se comunică întâmpinarea reclamantului, reclamantul are posibilitatea să depună un răspuns la întâmpinare. După opinia mea este destul de... E inutil acest act procedural și nu prea se depune, pentru că dacă... reclamantul își menține punctul de vedere și 99% cazuri este așa ceva, n-are decât să-și reia argumentele din acțiune, deci este inutil. Iar nedepunerea răspunsului la întâmpinare n-are nicio consecință în proces. Deci nu e o problemă. Deci, practic, cele două acte procedurale pe care se va desfășura, de la care pleacă procesul civil, acțiunea și întâmpinarea. Cât sau ce are de plătit părâtul? Părâtul n-are de plătit nimic dacă nu ridică pretenții prin întâmpinare. Deci reclamantul e cel care a început procesul. El trebuie să plătească taxa care se percepe de către stat. Dacă însă părâtul, atenție, are de ridicat propriile sale pretenții, sunt foarte multe situații de acest gen, el va formula ceea ce se numește cerere reconvențională. Adică și va face un singur act. Întâmpinare și cerere convențională. Acesta este titlul. Practic este în prima parte răspunde la pretențiile reclamantului, iar în a doua parte ridică el pretenții asupra reclamantului și atunci trebuie să plătească taxă ca și cum ar fi, practic începe și el o parte a procesului. Și este a doua acțiune, să zicem. Și instanța este sesizată toată cu acțiunea principală, cum spunem noi, a doua oară cu cerere convențională. Cheltuieli de judecată cine are dreptul să ceară? Și ca să termin discuția, reclamantul e obligat să depună întâmpinarea reconvențională, să complică lucrurile. Deci vedeți necesitatea avocatului. Cheltuielile de judecată le plătește, dacă se cer aceste cheltuieli, partea care pierde procesul. Dar atenție, sunt procese în care nu există parte câștigătoare sau perdantă. Exemplu, împărțirea unei moșteniri, fiecare ia câte ceva. Și atunci se vor plăti cheltuielile de judecată în funcție de cotele de moștenire. Regula de trei simplu. Concluzie, mai avem 30 de secunde. A simplificat sau nu? Ați spus mai devreme, dar aș vrea să o repetați. Procedura a fost complicată, complicată zic eu, nejustificat și contraproductiv. Și atunci se discută deja de eventuale modificări ale codului de procedură și civil și penal, civilă și penală, dar se discută cu privire de fapt la rolul avocatului în procesele respective, deci nu cu aceste chestiuni, dreptul la apărare, nu cu aceste chestiuni care zic eu că sunt esențiale pentru a se asigura o funcționare, să zic, optimă a justiției. Deci, practic, termenele au crescut. Termenele au crescut, fiindcă este această... Vedeți, am dat exemplu cu recalcularea taxei de timbru. Dacă ar fi hotărât judecătorul în sala de judecată, nu mai era nevoie de niciun... Nu mai pierdeam timpul părțile, avocații, magistrații cu alt, practic, un mini-proces.
Vă mulțumesc foarte mult. Multă vă plăcere. Mulțumesc și dumneavoastră și sfatul meu este în general când aveți probleme juridice, angajați un avocat. Fiecare meserie cu rolul ei este foarte bine. Uneori te poate costa mai puțin și timp și bani când angajezi un profesionist. Mulțumesc încă o dată, la revedere și o seară excelentă!